în sfârșit, noul update este chiar aici. Mai mult sau mai puțin, pentru că avem un nou challenge după un an de zile în care ne dau și nouă, în sfârșit, un skin gratis. Și acesta este pe gas. Mi se pare că am prezentat skinul acesta și e de 79 de gemuri, dar să ne mai uităm încă o dată pe videoclipul acela de prezentare ca să vedem skinul, pentru că nu pot să intru pe varianta de test unde vă arăt eu update-ul. Deocamdată este update pe ea și trebuie să vină cel nou. Asta fiind vineri. Deci vineri o să programeze Brawl Tag-ul și cu siguranță acest challenge, după cum observ aici, nu o să vină mâine joi, cum spuneam, pentru că așa ne-a anunțat, în mod normal că va veni pe data de 24, o să vină pe data de 25 la ora 12. Cred că îmi filmez eu acum momentul de față, este 12:32 și se pare că mai sunt, mai e o zi și 12 ore, ca timp. În fine, salutare tuturor și bine m-am găsit la un nou episod de Brawl Stars, un nou episod castravecios în care vom lua Hyper Charge gratis pe fiecare cont. În sfârșit, dacă ieri am făcut live și din păcate n-am primit Hyper Charge-ul, se pare că astăzi s-a îndeplinit goal-ul și avem 10 miliarde și chiar și un pic de kill-uri. Sperăm ca să se îndeplinească goal-ul de boxuri, de dead boxuri, dar cred că indiferent de situație o să ne dea aceste dead boxuri. Nu a fost situație în care să nu ne dea recompensele când a făcut un community event de genul acesta. Și dacă nu se vor îndeplini, probabil că o să facă ori 2 sau ori 3 ca să se pună și să putem completa acest challenge, dar mai e până pe 31, mai sunt încă 8 zile, da, că uite apare și aici la Hyper Charge 8 zile de a lua chiar și Hyper Charge-ul. Înainte de a începe, v-aș ruga discuția dacă puteți să apăsați butonul de like și de abonare, reușim să facem la acest episod, dacă se poate, 2555 de like-uri, acesta este targetul, să vă abonați și nu uitați codul Mădălin pe shop dacă cumva faceți vreo achiziție, dar nu vă grăbiți să luați asemenea oferte, pentru că nu sunt meritate. Să dai pentru un Power 11 85 de lei, trebuie să fii prea în bani și prea nebun. Dar merită foarte mult skin-urile pentru că sunt exclusive, mai ales astea de Halloween, dacă aveți gemuri și așa mai departe. Așa, până una alta, haideți să luăm noi aceste Hyper Charge-uri să vedem ce ne dă. După aia să vă prezint eu challenge-ul cu mapele care vor fi la acest challenge și recompensele, pentru că sunt 30 de star drop-uri complet gratuite pe care poți să le iei din acest challenge. Dar atenție mare, challenge-ul va avea 12 win-uri. Fiecare stage va avea câte 3, deci sunt 4 în total și câte 3 pe fiecare mapă. Dar problema este că vor fi doar cu 4 vieți. Și ca să cumperi 2 vieți extra trebuie să dai 9 gemuri. Și maxim este de 10 reintrări la challenge, cum s-ar spune, adică 90 de gemuri. Asta dacă fiecare stage va rămâne cu 9 gemuri, 9 gemuri ca să poți cumpăra din nou 2 vieți și 2 vieți. Dar cel mai bine ar fi ca să căutați prieteni cu care să jucați. Și uite, fiți atenți, cei care se seama pe episod, lăsați tagul vostru, da bine, nu știu dacă vă lasă YouTube-ul, să lăsați tagul vostru, dar fără hashtag, sau numele de pe Brawl Stars, ce mai bine, uite cum mă numesc eu, Mădălin, da, de la Supercell ID, și adăugați-vă între voi. Puteți să comunicați în comentarii, bă, eu am atâtea trofee, vreau să joc cu tine, sau vrei să joci cu mine, și faceți o echipă ca să puteți lua acest skin, pentru că e păcat ca să dați alte gemuri extra. Și mai ales cu random știți că sunt dezastru. Eu o să joc cu echipă pe toate conturile, mai degrabă poate chiar și cu abonații, dar cu random nu mă bag, că vreau să iau skin-ul. Acum, haideți să luăm Hyper Charge și vă prezint imediat și brawlerii, ce sunt buni de jucat, pe ce mape trebuie să-i jucați și care sunt ele mai exact. Dar până în alta, începem cu contul acesta. Și eu având toate Hyper Charge-urile pe contul acesta, practic, pentru mine este degeaba acest Hyper Charge. Dar acum întrebarea următoare, ar merita ca să aștept update-ul mai bine cu Hyper Charge-ul ăsta? Bă, nu cred. Adică, bineînțeles că update-ul va veni dacă e pe data de 29 marți, dacă va veni Brawl Tag-ul pe 26. Oare să țin o Hyper Charge-ul ăsta aici? Credeți că ar fi o idee mai bună? Cred că da. Pentru că m-am dat 1000 de coinsuri și nu mă ajută cu absolut nimic. Nu? Să fiu nebun să fac chestia asta. Și mai bine aștept update-ul, că sigur vor fi Hyper Charge-uri. Deja știm că va avea Penny Hyper Charge și încă un Brawler. A, da, era să uit, Colonelul Ruffs. Da, pentru că Colonelul Ruffs a venit chiar și pe Squad Buster. O să postez un episod de la ora 15 cu Squad Buster. S-am luat și acolo oferte. Am rupt în două oferte noi pe Special Store, bineînțeles, cu codul Mădălin pe shop. Așa că mai bine am intrat pe contul acesta, pentru că pe contul mare o să-mi dea 1000 de coinsuri, logic. Nu e nicio afacere, efectiv, ca tu, efectiv, să ai toate Hyper Charge-urile și să-ți dea 1000 de coinsuri din Hyper Charge, măcar să-ți fi dat 5000 de coinsuri. Opa, mi-a expirat codul Mădălin pe shop aici, bro. Nicio problemă, pentru că îl vom adăuga aici. Și haide să vedem ce ne pică. Oh, da, am uitat și animația aceasta. Oh, no, păscui ferească Dumnezeu, măcar dacă îmi dădea și mie pe search. Ok, challenge-ul de astăzi o să fie și în felul următor. Pe cât se poate de mult, să încercăm pe ce îmi dă Hyper Charge să facem level pe Brawler.
Avem level 10, am făcut level 11, te pop Squeak. Chit că nu mă joc eu cu Squeak ăsta și nu m-am mașcat în ultimul timp absolut deloc. Master am pe contul mare, am pe contul ăsta și să vă arăt mie că am făcut ieri chiar pe live, am stat destul de mult și am făcut master chiar și pe contul celălalt treilea. Mai e vreun nebun în România care are 3 conturi cu full brawleri, 3 conturi cu master sezonul acesta și urmează chiar și cu tier maxim? Mai e vreun nebun de genul ăsta mai nebun ca Mădălin? Nu prea cred. Haideți să intrăm pe celălalt treilea. Ah, da, și trebuie să menționez și cu 3 brawl pass-uri cumpărate. Se știe lucrul ăsta? Bine, pe al doilea trebuie să cumpăr neapărat pass-ul, dar cu 3 pesuri luate pe toate conturile, bro. Și după cum observați aici, am reușit ca să pot face master și pe acest cont și acest sezon. Și am luat skin-ul acesta complet gratuit, că mi-a apărut pe shop având de legendarii. Bun, haideți să vedem și aici. Doamne, dacă mi-ar da pe search, am rupt cu search. Deci search e unul dintre cei mai buni brawl în momentul de față. Merită jucat cam peste tot. Și hai să vedem. Wow, mi-a picat pe Lu. Să zicem, dar nu e un brawler wow unde puteți să-l jucați oriunde pe Lu, din păcate. Ce să ne facem noi, ce să ne facem? Opa, opa, a venit zombie bi la 5 lei. Ofertă castravecioasă limitoasă. Ia să vedem altceva, ce mai e pe aici. Cu coinsuri, ceac 19 gemuri. Da, nimic special. Ok, 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 ia să vedem. Deci pe Lu ar trebui să-l facem noi. Aaaa, păi ce am făcut, mă nene, mă. Pe Lu să-l facem noi. Nu doare sufletul. De ce dau atâtea coinsuri pentru Lu? Nu! A mai rămas cu 7169. Și ar trebui și star power ulterior pe acest Lu, nu? O, da, cine m-a pus pe mine ca să facem challenge-ul acesta de upgrade pe brawler? Măcar mă pot folosi pe Hozon de acest Lu. Cât de star power mai aștept? Nu mulțumesc, mai așteptam. Și am revenit și pe cel de-al patrulea cont. Hei, chiar și aici avem? M-am expirat, am crezut că nu. Da, aici n-am mai intrat, deci mi-a expirat codul pe shop. De-aia vă zic și vouă, asigurați-vă că l-aveți pentru că el expiră o dată la săptămână codul acesta. Chiar dacă nu apare vreun timer sau ceva pe ecran, el expiră indiferent de situație dacă cumva nu intri pe joc. De-aia important este să fii activ. Haideți să vedem, deci aici ceva gratis, ce-mi dă și mie. Da, 60 de XP doubler, aia îmi doresc, bro. Bun, haide bă, dă-i la offers gratis. Bă, ce doamne iartă, mă, bun. Hai să vedem. Pe Mico, bă, m-a rupt. M-a distrus, bro. Cel mai slab, unul dintre cele mai slabe hypercharge-uri de pe joc. Fai, și uite, am și eu și Surge-ul aici, eu aș putea să-i fac. Nu putea să pice pe Surge, nu putea să pice pe Buzz sau pe orice altceva. Acum eu trebuie să fac Mico de Power 11. Bine, dacă stau să mă gândesc, cred că pot. Gata, mă, frate, uite. Să vedeți că mă țin de promisiune și că challenge-ul este challenge. Nu mai am nici Gage și Star, eu am Hypercharge, iar restul nu mai am nimica. Surge-ul ar merită pe contul acesta. Ia uite, Surge-ul. Trebuia să-i făcut eu, poate aveam șanse mai mari. N-am mâna că am făcut și Sergiu, că am legendar aici. Sunt șmecher rău de tot. Gata. Am luat Mico, l-am făcut pe 11 tot. Hypercharge. Respect. Dacă nu mă înșel, ca să poți participa la orice community event și event de genul acesta, trebuie să ai 400 de trofee. Da, se pare că și aici pe contul acesta avem. Deci 400 de trofee nu poți pe conturi de la 0. Bine, deci ce ți-ai face conturi de la 0? Cred că doar singurul lucru când o să vină deathbox-urile acelea. Poate să facem un cont de la 0 și să vedem ce poate pica pe unul nou-nouț. Ia să vedem. Te rog. Bă, nu se poate așa ceva, nu! Nu, mă, nu! Ce porcărie, bro! Bă, dar am și pe... Aolo, fii atent aici că am și pe Rico aici hypercharge, incredibil! Bro, putea să pice și aici, pe Surge! De ce? Nu! Bă, nu cred că mai am acces, sincer! L-am pe... Hai, mă, bă, să mă țin de promisiune ca challenge-ul să fie challenge! Știți că sunt om de cuvânt tot timpul? Și uite, dăm și la Surge. Sunt om de cuvânt și mă ține promisiune și uite că l-am făcut. Al naiba el, cu micul vieții. E varză hypercharge-ul ăsta. Și ultimul cont cu 420 de trofee. Like dacă respiri și tu în momentul acesta. Like dacă vrei să vină mai rapid vacanța. Să vină săptămâna aceasta de vacanță, că știu că aveți și de vineri o să luați. Deci vineri o să facem live. Chiar să așteptăm și Brawl, dar cum să se programeze și mai ales venind și vacanța, yay! Hai să vedem, sperăm că nu Mico, te rog, te rog, dacă se poate. Bun, aia zic!
În sfârșit, bro, mi-a picat și mie pe search. Bă, dar știi care e faza? Bă, care sunt șansele că eu acum realizez că eu ca legendară să am Sergiu pe toate conturile astea mici pe care le am eu? Wait a second, de ce se întâmplă asta? Măcar mi-a picat pe search. Cum ar fi când vine update-ul? Fiți atenți. Ah, dar firar, aici nu avem... Nu avem... coins-uri, din păcate. Ca să-l facem power 11. Să fi făcut un tier maxim pe surge. Dacă am luat și hyper charge-ul, maxam tot ce trebuie și intram la solo. Ce ziceți? Vreți să facem un challenge de genul acesta în care pe un cont micuț unde avem brawler să facem tier maxim, adică 1000 de trofee la solo când va veni update-ul? Un fel de cursed account, cum zic ăștia de pe afară, în engleză, puține pe la colțul gurii. Acum este timpul ca să revenim la challenge și să vă spun care sunt câștigurile din acesta. Ei bine, skinul de care vă spuneam este acesta de pe ecran și e un skin destul de tare, destul de reușit. Eu am zis că îl voi cumpăra 100%, dar important este că putem să-l luăm gratis din challenge. Și în sfârșit am găsit videoclipul și după cum puteți observa, aici este cu skinul pe Dynamite. Da, trebuie să vă arăt. Și urmează skinul pe Gas. Wait a second, hai să dăm skip. Uite-l, bă, frățiorul meu. Skin chiar și pe Gas. Și uite ce fain arată. A, mă, că e reușit skin-ul, n-ai ce zice. A luat balonul în mână, bro. Și chiar de tare. Super rar, 79 de gemuri sau 2750 de blinguri. Deci este super rar, 79 de gemuri sau 2750 de blinguri. Am avut dreptate, bro, cu chestia aceasta. Chiar uitasem, sincer. Dar e unul foarte reușit acest skin. Sunt unele reușite care consider faptul că de ce nu l-ai. Chiar și atunci spuneam că e reușit. Merită. Aceea erau cu abilitățile lui SpongeBob. Ia uite cât de fain e, bro. Și hitul este schimbat. Superul, ia să-l dăm. Și superul e genial. Bro, pentru un skin gratis din challenge, chiar e tare. Și mi se pare că are și poziție de luz. Uite și superul cât de fain arată pe el. A, e poziția aceasta. Una normală, dar chiar îmi place skin-ul. Și acum haideți să vă arăt mapele. Primul game mode și este fantastic lucrul acesta pentru că urăsc Gengrabu din tot sufletul meu, dar măcar pot să scap foarte ușor, este Gengrabu și este pe Last Stop. După cum observați, stai așa că trebuie să luăm aici. Aceasta este mapa. Cel mai bine și cel mai bine va spune filmator. Moku, Kenji rămân unii dintre cei mai buni brawler în momentul acesta. Dar ar fi o idee bună ca să iei un brawler de mid. În mod normal să zicem Jin, Piper, Angelo, brawler de distanță, cu siguranță. Pe dreapta ar merge un Chester sau un Mo și pe partea cealaltă ar merge chiar un Kenji. Puteți să jucați mulți alți brawleri pe care îi aveți voi, bineînțeles. Poți să iei chiar și Megul ca să poți juca pe dreapta. Merge foarte bine chiar și Amberul din ce am jucat eu la rank și știți bine. Și Tara iar merge excelent. Deci sunt mulți alți brawleri pe care puteți să îi luați pe margine. Dar în mod normal pe centru ar fi indicat ca să iei Piper, Angelo, Bell, poate chiar și Penny, că na, e bună că a primit buff, dar nu așa de wow, nu e chiar wow Penny. Poți și un Obit, doar că Obit-ul nu mai e așa de meta precum era odinioară. După aceea avem în stage 2 bounty, dar nu v-am spus la Gengrab, deci la Gengrab poți să iei 3 star drop-uri, câte un star drop gratis pe fiecare win. După aceea avem bounty care va fi hideout. Aceasta este harta, indicat pe mapa aceasta. Eu mai joc Brock ca să sparg acești pereți. Dar ar fi bine ca să joci Tick, Nani și poate chiar un Angelo, un Mandy, de fapt o Mandy că e fată, dar nu mai contează. Brawler de distanță. Tot timpul eu mizez pe brawler de distanță, dar Nani mi se pare foarte puternică. Angelo foarte puternic, este genial. Mandy la fel, dar merită și un thrower ca să-l poți lua. Sau poți să iei cu Brock, a spart pereții și aveți numai brawleri de distanță, bro, și poți să-i dai bătaie. Ei bine, de la stage 2 acesta pe bounty, poți să iei 6 star drop-uri, îți dau câte 2 pe fiecare win. Acum, la stage 3, avem haste-ul safe zone. Aceasta este harta, nu prea-mi place mie atât de mult, dar indicat ar fi pe mijloc să iei ceacul, este foarte bun. Pe partea din stânga, să zicem, un Mo sau un brawler de distanță, poți să iei chiar și Angelo să treacă pe apă, dar nu mai e așa de bun pe haste că nu dă damage. Poți să iei Colette să ai damage maxim împreună cu Chuck. Și poți să iei Mo, poți să iei mulți alți brawler. Chiar merge și, de exemplu, Kenji, dacă știi să joci. Dacă l-ai, bineînțeles. Poți să iei Melody. Melody este nebunie brawlul acesta dacă știi ca să poți juca cu Melody.
Chiar și, bine, nu prea merită pe centru pentru că stă ceacul în permanență. Și indicat ar fi ca tu să te duci pe dreapta sau pe stânga și ceacul să îl lași să-și facă treaba și să pună acele poștaluri pe mijloc. Dar poți să iei chiar și Daryl, bă, e genial Daryl-ul. Chiar merită jucat să te duci Rush sau Brocu, să spargi pereții Coltul, iar dă o grămadă de damage. Sunt multe posibilități pe Haste, dar neapărat să iei ceva care dă damage fantastic pe Haste și dă și Splash. Bine, Splash, Brock, Colt merită pe deplin. Iar aici la Haste îți vor da 3 star drop-uri pentru fiecare win. Doar gândiți-vă cât, pe câte conturi o să joc eu, că am cât? 6, 7 conturi în total? Mamă, frățiorul meu, deci fii atent, o să facem un calcul așa rapid. 7 conturi ori 30 fiecare, 210, nu? Da, 21, 210 star drop-uri o să deschid, bro. Și chiar sunt curios ce o să pice din ele. Pe 7 conturi voi juca vineri, o să facem live ca să așteptăm și Brawl Talk-ul. Așa că dacă vreți să vedeți atunci compul și compurile, cum puteți să faceți maxim de win-uri, puteți să veniți pe live foarte bine, mersi. Și avem ultima mapă de knockout. După cum observați, aceasta este, din păcate mie nu prea îmi place harta aceasta, pentru că te obligă cumva să stai tot timpul pe bush. Indicat ar fi, eu de fiecare dată când mă enervez iau brocul și spar pereții aceștia de jos cu gadgetul, despar pereții, dar merită foarte mult aici chiar și un Mo, merită un Angelo ca să te duci pe apă și să nu iei brocul indiferent de situație ca să spargi pereții. Deci Mandy, am zis Mandy, Mo, Mandy, ce să mai zic, un Daryl, poți să faci tactica cu Daryl și cu Kit pe knockout, merge fantastică această tactică dacă cumva ai prieten cu care să joci. V-am zis Angelo, am zis Mo, Mandy, dar e mai greu așa de jucat. RT-ul iar merge fantastic pe mapa aceasta. Brocu, dacă vrei să spargi pereții și să te duci pe acolo ca să intri, iar este foarte bun. Mapa e puțin cam ciudățică, dar nu cred că va fi atât de greu challenge-ul. Și dacă va fi, dai 9 gemuri și ai reintrat la loc. Sau chiar și Meg-ul. Bă, Meg-ul încă merită în momentul de față, sincer. Nu e așa de rea. Nu prea am mai văzut-o noi competitiv și în rank atât de tare, dar Meg-ul chiar este în continuare un brawler bun. Și aici, la ultimul stage, pe knockout vom avea 4 star drop-uri pe fiecare win. Pentru că v-am zis că sunt 30 în total. Cu vieți v-am spus că sunt 2 extra și trebuie să dai 9 gemuri și poți să intri la maxim de 10 ori. Deci skin-ul, dacă costă 79 de gemuri, tu poți să dai pe extra vieți 90 de gemuri. Practic ești cu 11 gemuri în minus, dar important este ca să termini challenge-ul. Că poți să nu termini challenge-ul, să intri de 20 de ori cum ar veni, extra vieți, 20 în total, și să nu-l termini, dacă dai de random varz. Dar mi-e greu să cred asta. Eu zic că merită, mai ales de star drop-uri să le poți lua, dar indicat ar fi să vă căutați din comentarii sau prieteni din viața reală să jucați cu ei la challenge, ca să-l puteți completa. Pentru că o să fie random, care vor intra numai pe eventul, pentru eventul ăsta și pentru skin-ul acesta și o să fie nebunie totală, astfel încât vor intra toți de la 1000 de trofee până la 100.000 ca să ia skin-ul acesta de Halloween exclusiv. Și ultimul skin, dacă nu mă șel eu, pe care l-au dat ei gratis dintr-un challenge, cred că a fost cel pe Rosa, spuneți-mi dacă greșesc, să mă corectați, acesta de Brawlwin, Rosa, de a fost complet gratuit, bro. Oh da, ce vremuri, mă, așa este. În fine, cam asta a fost și episodul, sper că v-a plăcut, nu uitați de butonul de like și de abonare și să luați Hyper Charge-ul gratis de pe shop. Eu aștept ca să vină update-ul pentru că cu siguranță vor fi 6 Hyper Charge-uri în update-ul nou și unul dintre ele îl voi lua de aici. Și dacă vom reacționa la finala mondială, mai au și de acolo încă unul și mai trebuie să mai au doar 4 cu coins-uri când vor veni peste o săptămână, mi se pare, nu? După ce vine update-ul la o săptămână distanță, vin ca să cumperi tu Hyper Charge-urile noi. Așteptăm și update-ul în care o să scadă trofee, dar o să vin într-un alt episod special în care o să ne luăm adio de la aceste trofee. Asta probabil înainte să vină update-ul marți. Da. Și trebuie să vin eu cu prezentarea update-ului și așa mai departe, zilele următoare. Cam asta a fost, zi faină vă doresc și nu uitați să stați departe de această carte a morții, ca nu cumva să vă posede și pe voi. Nu? Am zis bine? Să nu fie posedată și să vă posede, să vină peste voi noaptea. Să vă ia așa de picior de supat. Da, toate cele bune, nu uitați, scoți bătălii pe job! Pa, pa! Subscribe! Subscribe!